Astăzi revin cu holul de parfumuri pentru luna noiembrie. O zi de noiembrie destul de însorită și, da, important e că e soare și am și eu lumină naturală cât de cât să filmez, dar destul de rece. Bun, deci am văzut, cred că, 8 parfumuri am noi în colecția mea. Nu sunt nici foarte multe, nici foarte puține. Bun. Și tot așa, din mai multe categorii, chiar mă gândeam că acum, nu știu, un an jumate, doi, cumva cumpăr mai mult designer și da, luam într-adevăr și parfumuri accesibile, dar mai mult cumva mă limitam la designer. Acum încerc și ideea era că cumva cumpăram destul de multe, adică uneori aveam chiar așa unboxing-uri săptămânale. Da, dar acum încerc să cumpăr mai puțin și să testez mai mult, să fiu mai calculată, mai echilibrată, să zicem, de aceea nu mai vedeți așa, nu știu, haul-uri peste haul-uri, cam o dată la lună, cam așa mi-am propus eu și nici atunci nu foarte multe. Ok, deci v-am zis. Din ce văd, am 2 de nișă, 2 de designer, 3 arabeș, pentru că da, am dat-o și pe arabeș, se pare, și am unul de la Avon. Și o să încep chiar cu ăsta de la Avon, care cred că a fost cel mai ieftin dintre toate, și anume un clasic. Și anume acest Today, Tomorrow, Always, adică, fapt, aceasta este gama Today, Tomorrow, Always, dar este parfumul Today. Aipa de parfum la 50 de mililitri. Cred că toată lumea știe acest parfum. Eu nu l-am mai avut până acum. L-am luat, de fapt n-a fost blind, l-am mirosit la o prietenă și mi-a plăcut foarte mult. Bine, mi era oarecum cunoscut mirosul, probabil din acele pagini parfumate, din catalogele Avon, pe care le miroseam, nu știu, când eram mai mică. Și într-adevăr mi s-a părut cunoscut mirosul, dar un miros foarte, foarte frumos, un floral, curat, proaspăt, diafan, feminin, pe care am zis că aș vrea să-l am în colecția mea, așa că l-am luat. Până la urmă, oricum nu e parfum scump, dar e un parfum frumos care merită. Deci da, parfumul Today de la Avon, parfumul acela cu flori albe, cu mosc, care miroase proaspăt, curat. Nu știu de ce pe mine mă duce gândul și la ceva lăcrămioare, deși din câte și nu are listată nicio lăcrămioară, dar cumva mixul acela de flori albe pe mine mă duce gândul la lăcrămioare. Îmi place foarte mult cum se simte pe pielea mea, deci da. Parfumul acela curățel, proaspăt, floral, poți să zici și parfum de mireasă, că da, te aduce gândul oarecum la o rochie albă, foarte drăguț, place mult, mult de tot. Haideți să vedem ce zice și fragrantica despre el. Lansat în 2004, creat de către Olivier Cresp. Și are în vârf frezie, cactus și stefanotis. În mijloc tuberoză, floarea de portocal, trandafir japonez, strelitzia, ce mai fi și asta, budleia și în bază mosc, note de apă, note lemnoase, cedru și trandafir. Da, după cum se vede, nu are nicio lăcrămioare listată pe acolo. Dar da, e floralul ăla alb, tipic, dar foarte frumos în același timp. Nu pot să zic că, deși am destule florale albe în colecție, totuși asta e un pic mai altfel, un pic mai diferit. Nu zic acum e ceva, un miros foarte unic, dar e un miros frumos care, na, nu prea are ce să nu-ți placă la acest parfum. De persistat, am văzut că undeva, nu știu, 5 ore, poate pe pielea mea, așa îl simt cât de cât, dar este suficient pentru un parfum de la Avon, totuși, că na, majoritatea parfumurilor de la Avon nu persistă nici, nu știu, mai mult de 2-3 ore, nu prea. Totuși ăsta, și deși e destul de vechi, totuși în colecția lor, totuși în continuare este un parfum bun pe care se pare că nu l-au stricat, persistă cât de cât, așa că da, merită. Ok, mergem mai departe. Mergem mai departe cu parfumurile arabești. Noi intrat din colecția mea și v-am zis că am 3 și cred că o să încep cu cel mai nepreferat. Toate au fost achiziționate blind, că da, nu am unde să
testez aici. Dacă iau ceva arabesc, de obicei, majoritatea sunt blind. Doar dacă, nu știu, nu le încerc la cineva, ceea ce nu prea s-a întâmplat. Bun, o să încep cu cel mai nepreferat, dar mai întâi de toate să vă zic că știu parfumurile acestea de mai mult timp. În general, am o listă lungă cu de dorințe cu parfumuri arabești pe care vreau să le mai încerc. Și majoritatea sunt parfumuri populare, majoritatea au recenzii pozitive, așa că, na, normal că sunt și eu curioasă să le încerc. Și astea trei, din ce am văzut, au recenzii foarte bune, majoritatea lumii le laudă, așa că am zis să le încerc și eu. Bun, o să încep cu primul care v-am zis nu prea e preferatul meu și vorbesc despre acest Asdaf Andaleb. Cred că Asdaf e numele lui Andaleb. Nu, sau Asdaf e casa și Al Andaleb este numele lui. Sticla e foarte frumoasă, chiar foarte frumoasă pentru un parfum care totuși e destul de accesibil, adică te poate duce cu gândul la un parfum de designer acesta și anume la Scandal de la Jean-Paul Gaultier. Deși mie nu mi se pare că seamănă neapărat. Am văzut persoane care zic că ar fi ca și cum un parfum inspirat din Scandal, dar v-am zis mie nu mi se pare. Dar da, cumva sticla aceasta te-ar putea duce cu gândul la Scandal. Chiar și baza sticlei. Are sticla asta foarte groasă aici. Baza clar mă duce gândul la Scandal. Și partea asta de sus, oarecum, deși nu sunt niște picioare, dar te-ar putea duce oarecum cu gândul acolo, să zicem. Da, pe total sticla e foarte frumoasă, îmi place. Și să vorbim un pic și despre mirosul parfumului. Da. Ei zic că ar fi un șipre. Într-adevăr, când îl miroși la atomizor, pare un parfum dulce, floral, miros cumva. Și înțeleg de ce anumite persoane l-ar asocia cu Scandal. Cel puțin la atomizor. Și mie mi se pare că merge puțin în zona aceea. Nu ar fi o clonă, dar puțin merge în zona aceea. În schimb, nu știu, când îl pun pe pielea mea, nu miroase prea bine. Nu știu, se transformă, dar un miros un pic cam dubios. Pe mine mă duce gândul la... Nu vreau să zic un cuvânt urât, dar... La o fermă unde cresc tot felul de animale, unde, să zicem, pe acolo sunt și niște stup de albini, pentru că, da, ceva combinații de note te-ar putea duce gândul și la ceva miere, deși nu cred că are miere listată, dar e, îți dă acea senzație de dulceață a mierii, doar că combinația aceea de note pe pielea mea miroase un pic dubios. Bios. Mă duce gândul la fermă de animale, are ceva animalic acolo în el, mă duce gândul la grajd, da, în fine. Și nu vă gândiți că acum l-am primit și imediat l-am pus pe piele și gata. Nu, e deja, cred că, de câteva săptămâni bune la mine. Evident că o să-l mai las, să se mai așeze, știți cum poate se mai schimbă. Dar momentan nu pot să zic că este parfumul meu preferat. Ok, deci acest Al Andaleb de la Asdaf este un șipre floral unisex, zic ei. Și are în vârf portocală, mandarină și bergamot, în mijloc iasumie și trandafir și în bază paciuli, lemn de santal și vetiver. Da, v-am zis, la atomizor miroase cât de cât ok, dar pe pielea mea, din păcate, momentan nu pot să zic că îmi place. Da, aș zice că e mai pentru sezonul cald, deși nu neapărat. Fiind un șipre, te-ar putea duce oarecum și la parfumurile, nu știu, din gama Miss Dior Chéri, deși nu este o clonă, adică nu miroase ca Miss Dior Chéri, dar te-ar putea duce oarecum cu gândul la genul acela de șipre, un pic lemnos, un pic citric, ceva pe acolo și având și partea aceea ușor dulce, partea aceea de miere ce se resimte în el, dar da. Din ce am văzut cele mai multe persoane, la seamănă cu Scandal și chiar cu So Scandal, am văzut de la Jean-Paul Gaultier. Da, eu, din ce resim, nu ar fi o clonă pentru
niciuna dintre cele. Două, dar înțeleg de ce te-ar duce oarecum cu gândul în acea direcție. Da. A avut și cutia, e pe undeva pe acolo, pe sus de aia, nu v-am arătat sau ceva. Dar are o cutie, cred că cu margini albastre sau în totalitate albastre, nu mai știu. În fine, e pe acolo, pe sus. Bun, mergem mai departe. Dar ca persistență, am văzut că persistă chiar foarte bine. Adică la un moment dat vreau să nu mai simt. Și el tot era acolo, adică îl simțeam. Cumva se întâmplă treaba asta, știți, parfumurile pe care, să zicem, nu le suportați și ați dat un puf pe închetura mâinii, îl simțiți acolo ca și cum să-ți facă așa din adins. Da, cel puțin la început simt notele, cele animalice, o oră, două, le cam le simt în continuu. După câteva ore devine un pic mai plăcut pe piele. Dar acum nu știu dacă sunt dispusă să trec peste alea două ore. Da, ok, mai vedem, îl mai testez, îl mai las și o să văd dacă nu o să mă înțeleg cu el și mai departe, atunci cu siguranță o să-l dau. Bun, trecem mai departe la următorul parfum arabesc, care să zicem că e între, adică îmi place, dar o să vedeți că am unul care îmi place și mai mult. Și vorbesc, am aici un set, acest Teorem de la Rubroca. Și de el am tot auzit recenzii pozitive la adresa lui. În principal este un parfum arabesc care se inspiră din alte parfumuri de designer, cum ar fi My Way de la Armani. Seamănă într-adevăr foarte bine. Așa arată setul. Am aici parfumul, am un gel de duș și o cremă de corp, ceva. Da. Ok. Da, parfumul într-adevăr miroase foarte mult. Pentru cine iubește My Way, în principiu o să-ți cam placă acest parfum și eu iubesc My Way. Așa arată sticla lui. După sticla nu pot să mă omor. E ok, e foarte grea, într-adevăr, se simte că e. Așa, dar forma ei, na, un pic, nu știu ce să zic neapărat. Mă rog, și într-adevăr, miroase ca mai vei, miroase într-adevăr a tuberoza aceea bubblegum, foarte, foarte frumoasă, cu iasomie, cu tuberoză, un pic dulce vanila, dar și proaspăt, ușor moscat. Da, parfumul acela tipic, clasic, My Way, de la Armani. Îmi place, v-am zis, îmi place chiar destul de mult, dar în continuare pot să zic că My Way îmi place ceva mai mult. Nu știu, se simte ceva în el ușor, ușor ieftinuț, aș zice, nu știu, asta le simt în el. Știu că este plăcut de multe persoane. Nu mă înțelegeți greșit, îmi place și mie foarte mult, dar simt acolo ceva ușor de tot ieftinuț, să zicem. Dar pe total este ok. Haideți să vedem. Parcă l-am găsit pe Fragrantica, dar lansat în 2022 și are în vârf flori albe și bergamot, în mijloc tuberoză și asomie și în bază vanilie, mos și cedru. Da, cam în principiu aproximativ aceleași note ca My Way. E clar că se inspiră de acolo. Cam asta e tot ce pot să zic despre el. Nici la persistență nu pot să zic că este vreo bombiță. 4, maxim 5 ore ține pe mine. Primele 2-3 ore, să zicem că proiectează, se simte destul de bine, după care e așa mai la nivelul pielii. Bun, cam atât despre el. O să-l folosesc cu siguranță. Deja am și consumat din el, vedeți? Ceva, nu știu cum să-l pun mai exact. Da, am consumat ceva din el. Vine la 90 ml. Da. Bun, și am ajuns și la ultimul parfum arabesc, care îmi place foarte, foarte mult. Ce să vedeți, o altă clonă pentru Delina, de la Parfums de Marly. Și nu pot să zic că îmi doream neapărat să am încă o clonă, deși nu mă supăr, dar îl am deja pe cel de la Fnan, Souvenir Floral Bouquet, care îmi place foarte mult. Dar cred că mai mult pentru sticlă mi-am luat acest parfum și vorbesc despre acest Fatima Pink de la Zimaya. Din câte știu, mai au parcă încă unul pe mov, care nu știu dacă se inspiră din ceva, nu mai știu. Dar ăsta are un ambalaj super, super drăguț, cu trandafirii aceștia. Și tot așa, am văzut că e destul de lăudat și mi-a plăcut foarte mult sticla lui.
Așa arată, super, pur și simplu. Ăsta ca cadou mi se pare că, nu știu, orice femeie s-ar bucura efectiv. Eu una, dacă aș primi un asemenea cadou, clar m-aș bucura, îmi place. Sticla nu mi se pare chicioasă, mi se pare chiar foarte bine făcută, e grea, e masivă și capacul acesta, foarte frumoasă sticla, îmi place mult, mult de tot. Și v-am zis, cred că mi-am luat parfumul mai mult pentru sticlă, deși îmi place foarte mult mirosul de Delina, dar având deja unul, pot să zic că am făcut-o mai mult pentru sticluța aceasta superbă, care într-adevăr, da, vrea să imite până și sticluța de Delina. Mi se pare așa foarte feminină, cu rozul acesta și cu curbele acestea, cu ciugurașul. Foarte feminină, într-adevăr, și foarte frumoasă. Bun, și practic capacul e metalic, e greu. Deci, da, wow, chiar sunt impresionată de cât de bine este făcută această sticlă. Și la fel și mirosul e foarte frumos, într-adevăr, miroase ca Delina. O să mă dau aici un puf de mână, să mi-l reamintesc. Da, clar e Delina. Delina primul a apărut, apa de parfum. Și ăla Souvenir Floral Bouquet, din câte știu, tot pentru apa de parfum clonă sau, mă rog, inspirație. Da, trandafirul acela foarte plăcut, tinerel, cu licii, cu rubarbă, moscat proaspăt. Eu ador Delina, așa că nu mă supăr deloc că mai am încă un parfum inspirat în colecție. Și mai ales pentru sticla aceasta. Doamne, e superbă, pur și simplu. M-am zis, cea mai încântată sunt de asta. Da, foarte frumos. Nu l-am găsit pe Fragrandica pe acesta, nu știu de ce. Fatima, brandul. Nu știu, e și acesta un... Nu, Zimaia, de fapt, este brandul. Oh, foarte frumos. Nu mai știu, cred că și acesta e un subbrand la Afnan, oare, nu mai știu exact, posibil. Dar nu l-am găsit pe Fragrantica, dar da, clar, e clonă Delina, de la sticlă până la miros. Foarte frumos, îmi place. Dacă ar fi să compar cu celălalt pe care îl am, acela mi se pare și mai puternic cumva. Dacă dai mai mult, s-ar putea să fie un pic necăcios, deranjant. În schimb, acesta mi se pare o idee mai ușurel, dar... Tot e Delina, tot trandafirul acela tânăr, plăcut, e acolo. Da, v-am zis, eu sunt foarte încântată de achiziție. Wow, super! Bun, mergem mai departe la cele două parfumuri de designer pe care le-am achiziționat luna aceasta. Pe primul l-ați mai văzut deja, vi l-am mai arătat în mai știu ce videoclip, și anume Mont Guerlain Intense. De la Guerlain. Mi-am dorit foarte mult parfumul acesta, îmi place foarte mult, în general îmi place cam toată gama Mont Guerlain. Eu mai am apa de toaletă și tot am zis că cândva o să-mi iau încă o altă variantă, optam între apă de parfum și varianta intensă, dar până la urmă m-am decis la varianta intensă. Am aici tot un 30 ml. Pentru că, nu știu, pe de o parte mă gândeam să am ambele sticluțe la 30 ml, dar acum, sincer, v-am mai și zis că regret. Aș fi preferat să-mi iau sticla mare pentru că, într-un timp atât de scurt, dați-vă deja cât am consumat de el, deci am o perioadă, acum, perioada asta de toamnă, mi se pare că merge atât de bine la majoritatea ținutelor. De fiecare dată când vreau un parfum feminin, frumos, elegant, de cele mai multe ori merg spre acest parfum, așa că da, să știți că deja mi-am comandat o sticlă mare de Mont Guerlain acum de Black Friday, am prins o reducere, ok, așa că da, urmează să-mi vină și mă bucur mult că o să am și sticla mare, așa pot să mă bucur și să-l folosesc în voie, fără să mă stresez că am o sticlă mică și trebuie să... economisesc la el, să zicem. Da, ador parfumul. Lavanda aceea cu vanilie, foarte, foarte frumoasă, dar cumva aici pot să zic că e dusă, oarecum, hai să zicem, la extrem. Da, deci Mont Guerlain Intense de la Guerlain, lansat în 2019, creat de către Thierry Vasset și Delphine Gelc,
Și are în vârf lavandă, mandarină și bergamotă, în mijloc vanilie de Tahiti, vanilie de Madagascar, stânjenel, iasomie, sambac și trandafir și în bază cu marină, paciuli, lemn dulce, rășină benzoică, lemn de santal australian și moscal. Da, are destul de multe note, dar da, e aceeași lavandă cu vanilie, dar super parfumul, pur și simplu. Vai de mine cum miroase. Nota aceea de cumarină care seamănă oarecum cu tonca, îi dă așa o intensitate, o profunzime parfumului ei, elegant, merge foarte bine, mi se pare cumva și la ținute de seară, dar și ziua, mi se pare ok, deci superb. E și persistent, să știți că pe parfumul acesta mă ține efectiv întreaga zi și nu exagerez, peste 8 ore, e acolo pe mine, tot așa, deci clar, cu asta nu îmi fac griji dacă mai miros sau nu parfum peste câteva ore. Minunat pentru puținele parfumuri de designer care încă persistă destul de bine. Deci da, clar, merită. Nici am văzut are lemn dulce, într-adevăr, dar în acest parfum lemnul dulce nu mă deranjează. E într-adevăr o vanilie dulce, elegantă, dar non-gurmandă, clar. Foarte, foarte frumos. Știu că sunt câteva parfumuri cu lemn dulce în care lemnul la dulce e foarte proeminent acolo și mă deranjează, cum sunt parfumurile de la Lolita Lempicka. L-am avut pe acela Mon Premier parfum în care da, se resimțea foarte puternic nota aceea și l-am terminat într-adevăr, dar nu l-aș mai recumpăra. Și mai era ceva de la Diesel sau cum zice ăla? În fine, mai era ceva, unul cu roz și în acela tot așa se resimte puternic lemnul dulce și nu am putut cu el. Dar aici e puțin cât efectiv să-i dea o ușoară dulceață, elegantă și un pic de profunzime parfumului. Minunat, pur și simplu, ador parfumul ăsta. E și cremos, așa, într-adevăr, ușor cremos de la Santal. Super, pur și simplu. Minunat. Printre, de fapt, l-ați și văzut în top 10 parfumuri de designer pentru mine, așa că da, e minunat pur și simplu. Și cel de-al doilea parfum de designer achiziționat luna aceasta este L'Interdit de la Givenchy, varianta Intense. Pentru că am vrut să-mi întregesc colecția, să zicem, de parfumuri din gama L'Interdit de la Givenchy. Am varianta apă de parfum, varianta apă de toaletă, varianta ruj. Și am vrut să-mi iau și varianta intens, mi-am luat o sticlă mică la, cred că 35 de mililitri, care e foarte drăguță. Pentru că și pe celelalte le-am tot la 35 și totuși seamănă oarecum între ele și am zis că nu are rost să-mi iau la toate sticle mari. Și scam doar la apă de toaletă, sticla aceea mare și avându-l și pe acesta, e suficient momentan. Foarte frumos și el, de aceea am ținut neapărat să-l am, pentru că și acesta este tot tuberoza aceea, bubblegum, dar de data aceasta e ceva mai dark, mai profundă, mai de seară, chiar aș zice, clar. Acesta mi se pare, de fapt, cum zice și numele, clar, e cel mai întunecat din serie. Și acel ruj are așa un aer de mister, de senzual, dar acesta mi se pare și mai dark. Foarte frumos, într-adevăr, tuberoza aceea. Bubblegum, dar nu e bubblegumul acela, nu știu, copilăros, nu, aici este un parfum matur, într-adevăr. Ah, frumos, e și ușor spicy de la nota aceea de piper, dar are și dulceața aceea ușor dată de vanilie, dar nu mi se pare că merge într-o zonă prea dulce. Este, merge chiar ușor spre unisex, aș zice, dacă ar fi să-l compar cu apa de parfum. Și chiar și cu varianta ruj, asta mi se pare ușor mai unisex. Acum nu știu dacă sunt bărbați care l-ar purta, probabil că da, dar nu văd de ce nu, pentru că v-am zis, chiar merge ușor spre unisex. Da, deci L'Interdit Eau de Parfum Intense de la Givenchy a fost lansat în 2020, creat de către Dominique Ropion, Anne Filippo și Fanny Ball și are în vârf piper negru, în mijloc tuberoză Susan și floare de portocal și în bază vanilie de Madagascar, paciuli și vetiver. Și da, având și nota aceea de vetiver, e ușor ierbos.
foarte frumos, într-adevăr un parfum sofisticat, un parfum de doamnă, v-am zis, un parfum matur, într-adevăr este mult mai matur dacă ar fi să compar cu primul apărut. Deci este un parfum care merită și cred că ar putea fi plăcut chiar și de persoanele care nu iubesc neapărat tuberoza, pentru că e o tuberoză altfel, nu, tuberoza aceea nu țipă neapărat, e o tuberoză ceva mai condimentată, ceva mai dark, așa că s-ar putea să fie plăcut chiar și de, v-am zis, de persoanele care... Haideți să-mi dau aici un puf. Vai, vai ce frumos e. Superb, pur și simplu. Da, mă bucur clar de el. Și la fel și acesta mi persistă foarte bine, la fel mă ține întreaga zi. Așa că da, este tot așa unul dintre parfumurile de designer. Astea două mi se par două parfumuri de designer foarte bune. Super. Bun, și am ajuns și la ultimele două parfumuri. Două parfumuri de nișă care au intrat în aceasta în colecția mea. Și primul parfum, pe acesta nu l-am văzut pe wishlist, dar cumva l-am testat, cred, acum, nu știu, o lună jumate, două în Douglas. Și mi-a plăcut foarte mult. Și oricum, de mult căutam un parfum în genul. Parfumul acela proaspăt, curat, care te duce gândul la, efectiv, la detergent, la, hai să zicem, balzam de rufe, dar detergent, genul acela de curățenie. Așa că da, am testat acest parfum și vorbesc despre acest Zarco Parfum The Muse, așa se numește. Acest Zarco Parfum, v-am zis că se găsesc în Douglas, pot fi testate acolo, ceea ce m-am bucurat, am testat mai multe de la ei. Dar cel mai mult mi-a plăcut The Muse și oricum am tot auzit de acest The Muse la fetele din străinătate că laudă foarte mult, zic ele că ar fi cam cel mai bun parfum din gama aceasta, chiar și la performanțe, pentru că mai sunt parfumuri în gen, știți că îmi place și de exemplu Byredo Blanche, ei bine și ele tot cam din aceeași familie, ce mai era? Erau ceva parfumuri de la Clean care... Tot așa mirosa prospețimea, curata, clean, nu mai știu care, warm cotton. Parcă am văzut că ar fi tot așa din aceeași categorie. Și mai sunt, cu siguranță. Da, știu că pe Byredo Blanche, cred că l-aveam și pe wishlist, dar că mi se pare exagerat de scump pentru ce este el de fapt. Deși da, este un parfum frumos, este, se simte cumva natural, așa plăcut, nu e genul acela de... parfum ieftinuț, pentru că sunt și parfumuri în genul, dar cumva miros ieftinuț. E bine, la Byredo Blanche, într-adevăr, se simte calitate. Dar totuși mi s-a părut prea scump pentru ceea ce oferă sau pentru ce este el de fapt. Nici la performanță nu pot zic că este vreo bombiță. Așa că am zis că o să caut o alternativă. Ah, și ce am mai încercat tot în genul este de la Van Cleef & Arpels, Patchouli Blanc. Și acela mi s-a părut că seamănă foarte bine cu Byredo Blanche, Blanc și cu acesta. Și mi-a plăcut foarte mult, dar iarăși nici acela nu... E mai slăbuț oarecum, adică nu... Ăsta mi se pare într-adevăr cel mai potent dintre toate și la siaj și la persistență mi se pare cel mai... Și ca preț e ok. Pentru... Eu am aici varianta de 100 de ml. Mi se pare că la preț e cam ca parfumurile de la Jo Malone, deci e ok, totuși e mai accesibil, m-am zis, dacă ar fi să compar cu Byredo Blanche, acela mi se pare exagerat de scump. Bun, deci acest Zarco Parfum The Muse, miroase într-adevăr a curat, a proaspăt, o să mă dau aici cu el. Wow! Într-adevăr, are nota aceea de detergent ascuțită, dar am zis, nu este făcută ieftin, nu, miroase într-adevăr a detergent scump, bine făcut, ca și cum ți-ai spălat hainele cu cel mai, să zicem, scump detergent de calitate și exact așa miros hainele tale. Da, wow, e puternic, e foarte frumos. Lansat în 2020, creat de către Zarco Alman Pavlov. Wow, și are trei note listate din ce văd. Are floare de bumbac, mosc alb și ud alb. Astea sunt toate notele lui. Și da, oarecum floarea e de bumbac.
chiar îți oferă oarecum senzația de ușor, ușor pufos. El, în esență, este un parfum șarc, așa ascuțit, având nota aceea de detergent. Dar și floarea aceea de bumbac parcă îl domolește puțin, adică nu e deranjant. Pentru mine cel puțin nu este. Foarte frumos parfum, v-am zis, l-am testat, mi-a plăcut din prima. Oricum am tot auzit de el, în special la Rusoaice, atâta l-au lăudat de numai, în toate topurile lor era prezent acest The Muse. Așa că l-am testat, bine, l-am pus pe piele, nu l-am comandat din prima. Și am văzut că a persistat câteva ore bune, cel puțin 6 ore, l-am simțit acolo în continuu, așa că am zis, da, merită. Și prețul mi s-a părut ok totuși, așa că da. Mai ales pentru un parfum care cred că este totuși un parfum molecular, acest Zarco Parfum. Ați văzut că până și notele lui nu vin de tip piramidal. Da. Mie una mi-a plăcut, așa că am considerat că merită și vreau, uneori chiar simt nevoia de genul acesta de parfumuri curate. Vreau să miros efectiv a detergent, ca și cum mi-am spălat hainele cu un detergent de foarte bună calitate și se simte mirosul acela intens. Da, exact așa se simte. Minunat, îmi place foarte mult. Are cutia aceasta așa circulară. Ok? Și parfumul este la fel, circular. Are un ambalaj simplu, dar curat, clean și drăguț. Este și unisex, așa că da, poate fi purtat și de bărbați, cu siguranță, și eu îl văd la fel. Îl văd unisex pentru că este efectiv un miros de haine curate, atât. Da. Bun, și am ajuns și la ultimul parfum de nișă pe care mi l-am dorit. Acesta cred că aveam și pe wishlist, cu siguranță, cred că, nu mai știu. Am avut și pe wishlist-ul din iarnă, cu siguranță. Și vorbesc despre un alt parfum de la BDK, al treilea a intrat în colecția mea, și anume acest Gri Charnel. La fel, știu că atunci când l-am testat la primul puf, să zicem, nu era neapărat pentru mine în acea perioadă, adică tot așa a avut nevoie de timp, sau eu am avut nevoie de timp ca să mă acomodez cu genul acesta de mirosuri ceva mai unice, mai interesante, totuși se îndepărtează oarecum de sfera aceea de mirosuri florale cu care eram eu obișnuită. Așa că, da, dar până la urmă m-am împrietenit cu el, ba mai mult, chiar a ajuns să-mi placă și să-l vreau în colecția mea, să vreau o sticlă mare. Da. Așa arată el. Știu că a apărut și varianta, cred că intensă sau extract ceva, dar eu l-am vrut pe acesta pentru că pe el l-am testat și îl știam foarte clar. Am înțeles că la performanțe nu mai este ce a fost acum câțiva ani, dar mi se pare ok în continuare, cel puțin 6 ore îl simt pe pielea mea, ceea ce mi se pare decent, să zicem. Undeva între 6 și 8 ore persistă. Într-adevăr, nu e el bomba bombelor. Nici nu cred că vrea să fie neapărat tot așa. Mi se pare genul de parfum mai mult de stare, efectiv. Foarte potrivit pentru toamnă, pentru perioada rece a anului. Are smochina aceea foarte, foarte plăcută, interesantă, foarte bine făcută. Smochină cu cardamom, cu ceai negru. Mai ce frumos e. Da, acum într-adevăr a ajuns să-mi placă foarte, foarte mult acest parfum. Cum v-am povestit și despre Carner Barcelona Palo Santo, la început pot să zic că a fost cu hate mai mult. E bine, am vrut să-l iubesc și să-l vreau în colecție. E bine, Gri Charnel nu pot să zic că a fost chiar cu hate, dar am zis, nu l-am văzut neapărat, adică el clar nu este un parfum feminin, este un parfum unisex. În perioada aceea nu era neapărat pentru mine, a trebuit să mă mai maturizez, să-mi formez nasul pentru un asemenea tip de miros. Și acum da, îmi place, e minunat. Cred că este, știți că îmi place foarte mult Rouge Smoking și a intrat cel în top 10 parfumuri de nișă. Acum pot să zic că este cam la egalitate cu Rouge Smoking, acest Gri Charnel. Dacă ar fi să aleg unul dintre ele, nu știu, ar fi mai greu, pentru că da, și asta e wow, îmi place foarte, foarte mult. Bun, haideți să vedem ce note are. Deci,
Gris Charnel, lansat în 2019, creat de către Mathilde Pijaui și are în vârf cardamom, smochină și ceai negru, stânge în el și vetiver de bourbon în mijloc și în bază lemn de santal și boabe tonka. Minunat, da, e profund, e lemnos, smochina e foarte bine făcută, nu e, nu știu, prea puternică, nu e prea verde, cum de exemplu e în Alluring Fig de la Calotinis, acolo e o smochină din aia de te lovește peste față, aici nu e cazul. E o smochină foarte, foarte frumoasă, ceioasă, condimentată, într-adevăr, de la cardamom, dar frumos. Și vetiverul acela iarăși îi oferă așa ceva aparte parfumului. E și cremos, într-adevăr, se simte ușor lactonic, cremos și acesta, deși nu are lapte sau note lactonice listate, dar de la nota aceea de santal, într-adevăr, e cremos parfumul, e foarte frumos. Potrivit pentru perioada rece a anului, îl iubesc, îl ador, pur și simplu. Da. Și cam astea au fost toate parfumurile din acest haul. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă doriți ce parfumuri noi v-ați mai achiziționat în ultima vreme. Și da, ne revedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!